Asociația Forța Fermierilor insistă ca autoritățile să prelungească măsurile de control prin licențiere la importul cerealelor și semințelor de oleaginoase din Ucraina. Reprezentanții organizației au trimis din nou scrisori Guvernului, Parlamentului și Ministerului Agriculturii și solicită o întrevedere cu premierul Dorin Recean și deputații din Comisia Parlamentară de Profil. Fermierii sunt îngrijorați că piața internă ar putea fi invadată cu cereale ieftine din Ucraina. Dugătorii autohtoni se tem că nu vor face față concurenței neloiale și amenințe cu proteste. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Alexandru Trupca, a declarat pentru TVR Moldova că este deschis pentru dialog și așteaptă informații de la guvern despre posibilitatea prelungirii licențierii. Guvernul a anunțat că propunerile celor de la Forța Fermierilor sunt deocamdată analizate.